eu vin cu surprizele. Să fie neacă, neacă. Am primit 2. Ulala. Doar 2 de 10? Nu nimic. 2 de 2. Bun, eu te-am ajutat să faci lecțiile. Dacă mama o să afle. Da, trebuie cumva să scăpăm de ele. Sofia, adoră de ieră. Aha. Ulala. Neni, neni, beu, beu. O. Eu v-am pregătit vouă astăzi o surpriză, dar voi pentru mine? Într-un fel, da. Ador surprizele! Deci hai, Fuguța, umpleți acest vas cu apă și eu mă întorc ca voi să-mi arătați surpriză. Sofia, tu umpli vasul cu apă, dar eu mă rot modele, bine? Ce faceți voi aici? Am scăpat în depătură agenda în apă. S-au pierd toate notele de 10. Notele de 10 văd că s-au șters. Dar de 2 au rămas. Deci surpriză nu o să fie. În calitate de surpriză, am avut astăzi un experiment pentru voi. Experiment? E surpriză. Vă promit că o să vă placă. Sunteți gata? Da. În calitate de experiment, am pregătit pentru voi, deci voi ați pregătit vasul cu apă și eu am pregătit niște produse alimentare pe care noi astăzi o să le înnecăm în acest vas și o să vedem cine dintre voi doi o să câștige. Cine o să ghicească ce va face produsul, se va duce la fund sau va rămâne la suprafață. Cine va ghici de cele mai multe ori va fi învingătorul. Sunteți gata? Da! Oh, yeah! Și avem aici pe masă, deci eu vă pregătesc vouă două produse. Fiecare dintre voi alege care dorește. Haideți la UEFA, poate? Oh, hai, bine, hai așa, hai, bine, okay. Bine. Hai, tata cedează. Și tata, tu ce zici? Ce face acest castraveț? Să iasă la, suprafață, da? Sofia, tu ce zici? Se duce la fund sau la suprafață? La suprafață. La suprafață, ok, hai, încercăm. 1, 2, 3, haideți. Oh, Sofia. Priviți, într-adevăr. Se țin la suprafață. Ambii acumulați câte un punctișor, sunteți bravo. Produsele la o parte, pentru că avem aici puțin loc. Și următoarele produse, eu propun să fie acestea. Aici avem niște biscuiți și aici avem niște bomboane. Alegeți cine și ce dorește. Așa, așa. Și ce zice tata? La fund. La fund, Sofia? La suprafață. La suprafață. Vedem. No, Sofia a ghicit. Și tata a pierdut. Priviți, ambele se țin la suprafață. Nu s-au dus la fund. Vă închipuiți?
Este aia. Și sunt destul de greluțe. Bravo! Sofia acumulează încă un punctișor și scorul deja este 2-1! Cine va câștiga, va mânca toate aceste produse. Eu! Da? Așa, mai departe. Am aici pentru voi o gumă de mestecat și o acadea. Cine și ce alege? Hai! Așa, bravo! Ce zice tata? La suprafață. La suprafață. Vedem. Da. Aha, aha. Nimeni dintre voi nu a avut dreptate. Vă închipiți, s-a dus la fund și guma de mestecat, care deja nu o să fie de mestecat. O să o aruncăm. Și acadeaua. Deci nimeni dintre voi nu acumulează niciun punctișor. Iată așa. Iată, acesta este rezultatul. Guma nu cred că o să fie bună după așa ceva. Acum să trecem la următoarele. Am aici așa niște bomboane, jeleuri și marshmallow. Cine și ce alege? Sofia, marshmallow, tata, jeleuri. Câte vrei, poți pe toate să le înneci dacă vrei. Și cine și ce zice? La suprafață. La suprafață, tu ce? La suprafață. Ok, hai. Cineva a pierdut și cineva foarte fericit câștigă cu scorul 3-1 până când. 3-1. Dar să știți că tu câștigi. Tu o să mănânci astăzi pentru că am rămas încă ceva, încă am aici niște fructe pentru voi, o banană și o mandarină. Să fie și ales mandarina, tata, tu ce alegi? Da, lasă-le deja acolo, oricum să le aruncăm. Așa, tata alege banana și zice că ea ce face? E greluță, dar... La suprafață. Se neacă? Oricum, se duce la fund. Nu, rămâne la suprafață. Sofia, tu ce zici? Tot la suprafață. La suprafață, ok. Are dreptate? Are dreptate! Cât de grea este această banană și priviți că ea nu s-a dus la fund. Ea rămâne la suprafață. Sunteți bravo! V-a plăcut experimentul? Da! Scorul este 4-2. Sofia oricum a câștigat cu 2 punctișoare și toate acestea îți rămân ție. Bună ziua la toți! Să filmați niște video pentru TikTok! Doi, ura, doi! Auzi, frate, și baba căzut! Doamna profesoară, spuneți-mi eu duc la baie. Nu e baia la baie. Până la sunet, încă 5 minute. Rabde. La baie? Nu uita telefonul! Telefonul? Telefonul și prietenele! Să filmați niște video pentru TikTok! Ionela, Maria, hai la baie! Copii, am verificat lucrările! Zic, sunt lucrări bune, dar sunt și lucrări foarte rele. Cei care au scris lucrările rău o să susțină testarea încă o dată, dar notele o să fie mai mici. Copii, acum o să vă împărțesc lucrările. Nu mă zice, vreau să fii doi. Totul ca de obicei. Cine s-a pregătit, o să aibă 2. Cine nu, o să aibă 10. Poftim! 2! Ura! 2! Ioanel! Ioan! Vrei să-ți pun un banc? Despre o babă. Yeah!
Bancuri la lecție, agenda, nota 2 la purtare și mâini cu părinții la școală. Ioanel, Ioan, vrei să-ți pun un banc despre o babă? Eu tot știu un banc, acolo mai spus despre un moldovan. Așa, copii, testare, ascundem toate gadgeturile, cărțile, telefoanele, tot, tot, tot. La dispoziție aveți 30 de minute. Masă, lăsăm doar fițuicele, manualele și telefoanele. Aveți la dispoziție 30 de minute ca să copiați. Putem începe. Bună ziua la toți. Bună ziua. Gata, luați loc. Mulțumesc. Acum putem începe lecția. Bine, începeți. Sunetul! Așteptați încă 5 minute să vă dau tema pentru acasă. Scrieți. Pagina 25, problema 7, 8, 9, 10 și 15. Parcă nu vreau azi la școală. Sufie, ce puține, școala abia a început, dar tu deja nu vrei la școală. Hai să mergem. Dacă o să primești azi nota 10, o să-ți dau un cadou. Așa. Așa. Gata. Pa! Pa! Pa, pa! Ba! Scuze, am primit un 2! Oh, oh, 2? Și ce o să zică mama? Asta tu ești? Am crezut că e mama! 2, 2, 2! Înseamnă că cadoul tău o să fie al meu. Soră, văd că ți-l arăt eu. Hmm,
că o să mă duc la mama și o să spun tot adevărul. Mama, eu azi am primit nota 2. Ce? Fata mea a primit nota 2? Ia vin în coa. Nici o notă? Nu. Doi? Da! Doi? Din primele zile, cum? La purtare! La purtare? Cum? Mereu ai fost cea mai cu minte. Sper că ai făcut concluzia și o să fii ascultătoare. Da. Atunci, hai să deschidem cadoul. Noi astăzi desfacem un colet pentru Sofia. Pentru purtarea exemplară, da? Ce este în el? Așa, este un colet cu hăinuțe de toamnă. Da. Ta-da! Îți place? Cred da. Că nu te vezi. Dar sper să-ți placă când o să te vezi. Oricum, acuși o să probăm tot ce este aici. Așa, este o căciuliță de asta, roz. Este o astfel de căciuliță, culoarea de mentă, da? Da. Cu urechiușă. Da, hai, măcar una ceasul. Testăm, stai. La urmă o să ne arăți îmbrăcat, da? Așa, mie îmi place, super. Da? Eu! Așa, acestea. Aceasta tot vrei? Nu știu. Hai. Așa. Super. Mergem mai departe. Mai mult sunt hăinuțe pentru școală. Iată așa. O coftiță cu guler. Sunt îmbraci acuși. Uiteți-vă ce frumoasă este. Mi-a plăcut foarte mult. Super. Super. Aceasta este mai mult pentru casă. Iată. Da, este cam boțită, trebuie să o călcăm. Mare parte. Hai, desfă. Așa. Asta e. Este ceva pentru casă, da? Da. Un tricou. Așa. Așa. Mai departe. Încă câte ceva mai pentru doi? Școală. Da, mi-a plăcut pentru că este destul de drăguț. Iată. O. Ce este? O. O. Nu, este deci o cutiță albă. Da. Pentru școală. Cu niște buni, da. Iată. Noi anul acesta pentru școală nu am luat nimic și acum ne-am înnoit acum. Iată. Frumos, îmi place. Niște pantaloni leggings. Wow. Așa. Îmi place. Da, sunt foarte super. Sper să stea frumos pe tine. Ce mai avem? Paltou. Wow. Cafeniu. Foarte, foarte super. Hai, probează-l. Așa.
Wow! Super! Îmi place! Dacă și vouă vă place, ne dați multe like-uri! Yay! Și mai sunt aici câte ceva. Pe o scurtă. O ceacă, da? Da. Neagră. Wow. Super. Vreau și eu de asta. Super. Și încă așa o cămașă. Da. Deci asta pentru școală. Super frumos. La toate am zis super pentru că noi le-am ales pe toate, da? Da, super, super, super. Așa, acum eu cred că a venit rândul să probăm toate aceste cărnițe, să vedem, deci să-ți apreciem ție lucrurile și să-ți punem note, da? Da. Cămașa și lucrul numărul 1, eu cred că merită nota 10. Lucrul numărul 2, paltonul și pălăria, din nou nota 10. Primești doar note pozitive și note cele mai mari, da? Da. Mergem mai departe. Mm-hmm. Aici ce notă să-i punem? Nota fie 9. Ok? Da. 10? 9? Mm-hmm. Hai 9. Să-i stricăm puțin notele. Nu vrea nota 9, vrea nota 10. Bine, 10. Mergem mai departe. Wow, din nou 10! Mergem mai departe! Continuăm! Super! Îmi place foarte mult. Și din nou 10, pentru că alte note nu se acceptă și pot primi eu nota 2, nota 10. Acesta pentru că nu este călcată, se gătie și este cam mare, punem nota 9. Dar îmi place foarte mult, super. Super! Super, wow! Hai, fac câțiva pași. Yay! Și acum, hai, a doua. Și acesta. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, atunci ne dați multe like-uri și neapărat un share să vă împărțiți cu prietenii voștri cu acest filmuleț. Vă rugăm foarte mult! Vă zicem la toți! Pa, pa! Pa!